Bună, dragii mei, salutare și bine v-am găsit la un nou jurnal video aici pe România Cultur Cars. Numele meu este Barcu Vlad Andrei și din nou l-am invitat pe Andrei Mangalia. Salut, Andrei! Salutare, pasionați de hard enduro! Da, dragii mei, continuăm seria de jurnale video, evident, jurnal video dedicate motociclismului, cu al treilea jurnal video pe partea aceasta și anume despre campionatul național de Hard Enduro, unde vom discuta despre sezonul 2022, ce așteptări am avut la începutul, la mijlocul și la fine sezonului, evident despre Rumaniacs, Red Bull Rumaniacs de la Sibiu, care deja este o tradiție în lumea competiției de Hard Enduro și evident despre sezonul 2023, plus am uitat să spun Andrei, clasamentele pe categoriile Pro, Expert, Veteran, Hobby și cel dedicat pentru fete. Da, eu zic să începem să explicăm un pic ce înseamnă acest sport hard enduro. Este un campionat de off-road, spunem așa, pentru motociclete, în care piloții au de înfruntat trasee dificile, anevoioase, în principal depinde de cum gym, oferă organizatorii pentru trasee. Poate fi trasee de 30 km, poate fi trasee de 60 și așa mai departe. Da, un sport care România cel puțin a crescut fantastic de mult în ultima perioadă, avem numai puțin de peste 100 de concurenți ca la fiecare etapă în România, ceea ce este un lucru foarte mare, după părerea mea. Și totodată, iată, avem o etapă de campionat mondial, Red Bull Romania, se etapă în campionatul mondial de specialitate și avem deja nume precum mondial, ca să spunem așa, care au venit în România chiar să se antreneze, participe la noi în țară, cum ar fi Graham Jervis, Manuel Ettenbicher, Teddy Blazuziac, Teodor Cabacev și, pe exemplu, pot continua nume care au venit chiar noi în la etapă în 2022 să se antreneze, pentru, evident, pentru uh, Romaniax și pentru clasa pro, clasa profesioniștilor, unde aici avem nume foarte, foarte interesante prezente, uh, prezente aici la moto, moto la moto, cer, scuze, la Hard Enduro, Are chiar că motocicletele se asemănă, iată, se aseamănă între ele unde aici campion a ieșit Norbe Levente Ioja, un nume deja cunoscut în lumea Hardendurului românesc, un pilot foarte rapid, un pilot care a mers chiar și la competiții de străinătate cu rezultate bune. Uh, și este să devină din nou campion la clasa de profesioniști, un pilot de la Master Bike Cluj, la fel cu rezultate foarte bune. Pe locul 2 regăsim pe Jolt Varga de la Go Racing București. Despre Jolt și Norbert aș putea spune că au participat în trecut și la Romaniacs, pilotți care au avut rezultate bune și la acea competiție. Iar pe poziția 3, treia, bronzul acestei categorii de profesioniști este adjudecat de Ciprian Codrus Furtună, de la, tot de la Go Racing București. Iată un pilot rapid la această categorie de uh, profesioniști la Hard Enduro. Mergem mai departe, trecem la experți acum, trecem la o clasă dedicată pilotilor care au ceva experiență în spate aici la Hard Enduro și aici ai un nume cunoscut tot de la Enduro Cross iată revedem și aici la Hard Enduro pe Andrei Nicușor Boțoacă care devine campion la clasa expert, iată campion la Enduro Cross, campion și la Hard Enduro niște performanțe foarte bune pentru Andrei în acest sezon Locul secund vine de la un pilot din Cluj și anume Zacor Silvester Ilieș, de la echipa Master Bike, un pilot rapid la această categorie de experți, mereu prezent în zona podiumului Zacord, iar podiumul este închis de Marian Raul Marin de la Motocron Racing Team. Iată o echipă din Brașov, Motocron, care aduce un pilot pe poziția 3 în clasamentul de la categoria expert. Trecem acum mai departe, trecem la categoria de, uh, vet, de uh, fete, să spunem așa. La fete uh, am avut o prezență destul de mare, să spun așa, pe un asemenea sport, mai puțin 10 concurente de-a lungul sezonului și uh, pe locul întâi a încheiat Selin Mareș de la Haita Deva, de la clubul Haita Deva. Pe poziția a doua o regăsim pe uh, sora sa, pe Alisa Maria Mare și tot de la Haita Deva, iată în familie aici duelul la fete, iar pe poziția treia, pe locul trei o regăsim pe Maria Grigoraș de la Master Bike Cluj, cum a zis, o clasă care începe să prindă culoare aici la Harden Doro de-a lungul anilor, iar ultima clasă, evident, clasa de hobby, unde aici Vlad și chiar vreau să spun lucrul ăsta, am avut aproape o medie la final de sezon de peste 150 de concurență clasament, ceea wow, ce este un lucru chiar, foarte chiar mare. Super. Iar campion aici a ieșit pilotul de la Black Rider Sibiu și anume Vlad Casian Hambășan, un nume cunoscut în lumea de hard enduro și prea enduro cross a mers acest pilot. Locul 2 este ocupat de tatăl lui, uh, ma, tatăl Mariei Grigora și Gabriel, tot de la Master Bike Cluj, iar poziția 3 -a revine lui Alexandru Gabriel Sturza, tot de la Master Bike Cluj. Da, într-adevăr aici mai puține clase față de ce am avut înainte de la enduro cross și la, și la motocross, doar 5 clase, dar clase care au fost foarte foarte, foarte spectaculoase în sezonul 2022. Da, într-adevăr, dragii mei, am avut un sezon spectaculos acesta de Half Enduro. Evident, 5 clase, iată, deja și 150 deja de piloți sau de rider, ca să spun așa, la clasa hobby. E un număr foarte mare, Andrei. Și aș vrea să mai spun un lucru foarte interesant. La etapa a doua din 2020 în două unde a venit și vedetele, să spunem așa, din mondial. Au fost un număr, să vă spun și foarte surprins de acest număr. Numai puțin de 481 de concurenți au fost prezenți la acest eveniment. Un număr uriaș de piloți la o competiție în România, ceea ce arată faptul că țara noastră este deja o locație importantă în această lume a hard enduro-ului. Deja avem piloți de rang înalt, să spunem așa, piloți care ne reprezintă cu succes în Europa și deja pretențiile sunt destul de mari aici la hard enduro și uh, iată, piloții străini vin pentru blocațiile noastre, pentru că hai să spunem pe a dreaptă, avem relieful necesar, avem uh, locul de joacă pentru a ține uh, asemenea competiții de hard enduro și uh, evident avem România, X, dar hai să vorbim un pic și ce ne așteaptă în 2023. Da, hai să vorbim despre zonul 2023. Calendar, evident, Red Bull România, care se va ține și, și anul acesta la Sibiu, din nou să-l vedem pe, pe Mani care evident este un recordman la Red Bull X. deci iată o prezență extraordinară, un pilot care a terminat pe o poziție foarte bună în Dakar, pe locul 27 la general, și dacă nu greșesc pe podium la categoria male moto. În urmă cu ceva ani, și câștigă care Mani da, Mani care a fost prezent și la Romania de-a lungul proiect pilot cu rezultate foarte bune de-a lungul anilor la Romaniax. Da, calendarul pe 2023 a apărut, a de șapte etape, se va începe la, să spun așa, la final de aprilie, la o răștie în Arsenal Park, după care se va merge la o etapă deja, să spun așa, o încălzire pentru Red Bull Romania, și anume Enduro Panorama de la Ghelari, o competiție foarte, foarte interesantă care, cum am zis, a zis, a strâns anul trecut peste 480 de concurenți, ceea ce mi se pare un număr imens. După care va merge la Comănești în județul Bacău, la fel etapă și de Endurocross, avem și etapă de hard enduro la uh, Bacău. După la până la, mai exact, urmează și Piatra Craiului la Zărnești, în județul Brașov. Cu o săptămână înainte de România să avem etapa de la Ditrău, deja Ditrox, o competiție solidă în acest calendar din capiatul intern, iar ultima etapă este la băița, la Baita, dacă am zis bine, Golden Mountain, organizată de Haita Deva. Iată numai puțin de șapte runde în 2023 la Naționalul de Haitha ardendoro. Bun, hai să Bineînțeles, care este o competiție deja ahi cunoscută în România, o competiție care și eu am luat parte ca și spectator, este de urmărit. Vin, practic, vedetele acestui sport din campionatul mondial, vin echipele de uzină, cum ar fi KTM, Zvarna, Sherco, am văzut și Yamaha de-a lungul timpului, Honda și așa mai departe, ceea ce este un lucru foarte mare pentru România. Cum spuneam la motocross, deja vine o etapă de campionat mondial de motocross, iată că are deja vechime, să spunem așa, în calendarul mondial, ce puțin etapă de la noi din România, și se vede că nivelul a crescut foarte mult la Hard Enduro România, avem piloți rapizi, cum v-am zis, și organizarea etapei trebuie să fie și ea de un nivel destul de înalt, deoarece, iată, vedetele, vin oameni care participă mondial și se obișnuit cu niște condiții condiții aparte. Și iată România își deplinește cu cu brio aceste lucruri și chiar mă bucur să văd că acest sport a crescut foarte mult și pe lângă asta, este un sport care să spunem așa, a devenit foarte popular Poate și prin ajutorul lui Dani Oțil Care a participat și el în trecut la asemenea competiții Și totodată A remarcat mulți oameni în România Care dețin astfel de motociclete Aceste motociclete de teren Să-i spunem așa Care sunt accesibile Și care sunt ușor de ținut Și poți să mergi cu ele pe trasee Bine, pe traseele speciale, nu te duci chiar așa că vrei tu Și iată că hard enduro deja este un sport solid în România și dacă ai peste 100 de concurență la fiecare etapă, eu zic că este pe o direcție bună acest lucru. Da, într-adevăr, dragii mei, și evident, fanii care vin într-un număr foarte mare pe probe, ca să spun așa, este și el în continuă creștere, evident, de la cei mai mici la cei mai mari. Da, să discutăm, Andrei, un despre staff, pentru că și tu ai lucrat, nu ai lucrat, ai redactat, scuză-mă, articole pentru RPM Racing dedicate hard and ului Evident, dacă ai putut să obții câteva păreri de la staff, de la piloți, de la ceilalți componenți din partea media. În uh, principal, din să hard deja etape sunt foarte bune, sunt uh, piloții sunt mulțumiți de aceste competiții și iată că avem piloți care, cum a zis, la România, chiar vreau să-l amintesc aici pe Sibianul Marius Achim Popovici, care la 17 ani a prins locul 2 la categoria bronz, adică cea mai o categorie importantă la Romaniax și un pilot care a mers la motocross a doar 17 ani, atenție de deci ce are un viitor strălucit și mai sunt multe nume care au participat de la noi de campionat la Romaniacs uh, Da, e nivelul care a crescut cum v-a zis Adinauri, avem totuși etapa de campion mondial, și totuși trebuie să ne raportăm la acest etapă mondial ca să avem succes cumva și pe plan intern. Și chiar mă bucur să văd că avem acțiune la un nivel foarte înalt în această disciplină sportivă. Da, și într-adevăr, campionatul, mă rog, aduce la start nume. Nu ai menționat pe puștul, să spun așa, în vârstă de 17 ani, la categoria bronz, care a obținut un rezultat. Foarte mare. Într-adevăr, trebuie să mai fac încă o mică mențiune. Poza din spate realizată de către Marius Dincă, unul din puțini fotografi care uh, participă, poate cinește pe viitor ca și concurent, de ce nu, la o casă de hobby, dar deocamdată este pe partea de media uh, pentru campionatele acestea. Și aș vrea să mai spun un lucru, pozele de la Hard în general sunt foarte interesante, adică sunt niște cadre care efectiv și eu am rămas uimit la cum, cum arată traseele și ce se întâmplă acolo, adică este foarte, foarte interesant de urmărit. Da, într-adevăr. A, uite, încă o întrebare, Andrei, și evident și cei care se uită la noi poate să urmească în secțiunea de comentarii, pentru că ai spus că este un băiat care are 17 ani, dacă poți să mai spui o dată numele, căci mi-a scăpat. Uh, Marius Achim Popovic, așa-l cheamă așa. acest băiat din Sibiu Da, Marius, o să spun așa ca să înțeleagă toată lumea Dacă uh, acest rezultat pe care Marius l-a obținut la clasa bronz, uh, a adus un plus pentru Hard Enduro pe partea de tineret, ca să spun așa pentru că poate ce în jurul acestui băiat, acestui puș, să zic așa acestui viitor uh, star al Hard enduro se poate construi o pe pinieră nouă de piloți pentru această, această disciplină. Uh, din ce am la cam pe la toate clasele găsim și piloți foarte tineri, chiar la fete am văzut că majoritatea fetelor sunt sub uh, vârsta de 25 de ani, ceea ce este un lucru destul de important, aș putea spune, și uh, așa știu eu, dar uh, e un pas mare pentru Marius, sunt primul în care a realizat această performanță, iată deja, uh, sunt și al juniori care poate să fac performanță la un nivel înalt și cu siguranță și pe această parte hard enduro crește din ce în ce mai bine, să-i spun așa. Da, într-adevăr, iată, dragii mei, asta, de asta vreau să vă să spun acest lucru. Sunt, iată, și piloți mai tineri care concurează și la aceste campionate care sunt, să spun așa, dedicate bărbaților în adevăratul sens al dar și femeilor, evident, nu numai, adică oamenilor care au o rezistență și o autoritate mai, mai puternică, evident, pentru aceste tipuri de trasee. Așadar, dragii mei, dacă mai ai tu ceva de adăugat, Andrei? Uh, uite, o să spun acum uh, acel mesaj de cum te pregăteai și tu, cumva, uh, ei bine... Eu am fost la hard enduro, față de motocross și endurocross, aici am fost și chiar vă recomand să veniți la Romaniax. Eu vă spun sincer, de când merg la competiția moto, la spectatori cred că sunt cei mai mulți pe care am văzut vreodată la un loc, cel puțin la Prolog și la proba de pe gușterița. Uh, e de văzut ce e la gușterița, e de văzut să mergi și la etape din țară, pentru că avem locații spectaculoase pentru așa ceva uh, eu vă spun sincer ce am văzut, la gușterița intră cam în top 3 curse văzute de mine vreodată o atmosferă senzațională și se vede că a fost ceva un pic așa diferit față de ce se întâmplă prin țară dar veni să hard enduro merge și dacă găsiți și că, uite, vreau să spun există și campiunele și într România, împărțite pe zona de uh, vest, pe zona de uh, est și dacă nu mă era zona și de nord-est sau nord-vest, parcă țin ceva de genul, oricum, plus alte cupe regionale și așa mai departe, care se țin prin foarte multe păzii România, așadar, dacă aveți, de exemplu, o motocicletă, un KTM pentru așa ceva, chiar și dacă doriți să faceți chestia asta, uite, iată că se poate și în capiata național, în capiata regionale, în campion campionate acestea cupere care sunt prezente prin diverse părți ale României, așadar puteți încerca și chiar vă recomand dacă este spectatori să veniți să vedeți ceva care chiar e unic, aș putea spune. Da, dragii mei, și într-adevăr aveți ce să urmăriți în sezonul 2020 pe partea de Hard Enduro. Andrei Mangalia, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai participat la acest jurnal video. Așadar, dragii mei, oameni de toate vârstele, Uh, și bărbați și femei concurează la acest campionat de hard enduro, unde condiția fizică contează foarte mult din toate punctele de vedere. Așadar, dragii mei, până la următoarea întâlnire, eu împreună cu Andrei Mangaria urăm toate cele bune. Let's go racing vroom, dar nu uitați, let's ride together și asfalt uscat. La revedere, pe curând! Salutare tuturor!